suntem la, trebuie să vorbim, eu sunt Laura Eremia și astăzi am o invitată super specială. Dacă trebuie să vorbim, este podcastul pe care îl împart cu Gabriel, cu soțul meu. Și el are o zonă mai amuzantă și mai funny în care invită persoane care... scuze, telefonul meu este, nu este pe silent, pentru că acasă mă așteaptă cei trei copii și mi-e teamă să nu te întâmple nimic, așa că niciodată nu-l închid. Dar vă spuneam de faptul că el are niște invitați mai funny și mai amuzanți, în care discută chestii mult mai puțin serioase. Eu am ales să fac o zonă combinată, și anume să invit persoane care au meserii serioase. Laura este medic primar obstetrică ginecologie, dar cu care să discutăm lucruri pe care, în mod normal, nu e bine să le căutăm pe net și să ne interesăm de acolo legat de ele, sau despre care, în mod normal, sau în mod anormal, de fapt, ne este poate rușine, sau pe care nu știm efectiv de unde să le apucăm. Dar înainte să intrăm în toate detaliile, o să rog pe Laura să se prezinte un pic, adică să ne spună mai multe despre ea. Bună! Eu sunt Laura Tvoianu, am 37 de ani, sunt medic primar obstetrică și ginecologie. Anul ăsta mi s-au întâmplat multe, chiar dacă a fost o pandemie, dar am reușit profesional să fac destul de multe lucruri, și anume să-mi dau examenul de medic primar, pentru că ăsta se poate da după 5 ani de specialitate. Și pe lângă asta am dat și o supra-specializare, un examen de supra-specializare în medicină materno-fetală. Practic asta fiind ceea ce fac eu în fiecare zi. Asta presupune urmărirea sarcinilor cu risc obstetrical. Bine, urmărirea sarcinilor normale o face practic, o poate face orice medic obstetrician. Și pe lângă urmărirea sarcinilor cu risc, medicina materno-fetală înseamnă și partea de ecografie, ultrasonografie este același lucru, ecografiile acelea pe care toată lumea le știe ca 3D, 4D. Alea drăguțe, care se vede mutrica bebelușii. Da. Am și eu, le-am păstrat și eu de la EMA. Au fost chiar amuzante că mi se pare că a semănat aproape unul la unul, să zic, da. Mutrița din ecografie cu mutrița reală. A fost foarte funny. Da, multe pacienți îmi spun că atunci când își văd copilul pentru prima dată, îmi spun că este fix ca poze. Ce drăguț! Da. Ce vreau să fac cumva o specificare, pentru că multă lume ecografiile astea le conștientizează ca 3D, 4D. Diferența dintre 3D și 4D, 3D-ul este reconstrucția aceea statică, iar 4D presupune și adăugarea unei alte dimensiuni, adică timpul. Mm-hmm. Îl vezi practic pe copil în mișcare. Orice medic de medicină materno-fetală care face morfologii, întotdeauna va examina copilul în 2D. Mm-hmm. Adică imaginea acelea de gri pe care noi le știm clasice. Da. Dar, într-adevăr, sunt momente când ne va ajuta reconstrucția în 4D sau în 3D, dar, de principiu, aceste tipuri de reconstrucții sunt făcute pentru familie, pentru mămici, mai nou, mai puțin bătici, că ei nu mai vin. Da, așa. Dar, da, e cumva o conștientizare a mamei vis-a-vis de ființa care crește în butică și... Da. Dar povestește-mi un pic, nu știu, cum ai ales această meserie? Că a fost o pasiune, a fost ceva ce descoperit în facultate? Sincer, da. Sincer, bine, orice fetiță atunci când este mică vrea să facă doctoriță. Da. Evident că așa a fost și la mine când eram mică și nu știam exact ce implică lucrul ăsta. Părinții mei nu sunt medici, sunt oameni care au muncit în fabrici pentru copiilor și au încercat să ofere absolut tot ce puteau ei la momentul respectiv și bineînțeles că ei întotdeauna ne-au susținut din punctul de vedere al educației. Au făcut absolut tot ca noi să rămânem în școală și să avem cele mai bune condiții să învățăm și să mergem cât de departe putem. Așa ții minte că îmi spunea Laura, școala este singura ta șansă în viața asta. Cred că și părinții mei și părinții tăi au făcut aceeași școală, cum se zice, pentru că și la noi a fost la fel, adică aceeași. Exact. Dar cumva mi-a plăcut să fac
tot ce e mai greu în viață. Inițial vreau să dau la Academia de Poliție, apoi la farmacie și după aia mi-am zis că dacă vreau să fac farmacie, deci să nu fac medicină până la urmă, că e mai grea. Da. E mai antrenantă. Și cum aveți ginecologie? Ginecologia este, din punctul meu de vedere, bineînțeles că pentru un om, nu neapărat doar pentru o femeie, ci și pentru bărbat, cel mai important moment în viața unui om este atunci când îi se naște copilul. Și obstetrica este, într-adevăr, cumva medicina omului sănătos, pentru că, într-adevăr, pot fi probleme și probleme mari, dar de cele mai multe ori totul e frumos. Și nu trebuie să dai vești proaste. Și e frumos și mai ales că tu, ca medic, ești prima persoană de pe pământul ăla care atinge ființa. Așa e, da, foarte tare. Nice. Ființa nouă, tocmai de aceea eu am ținut morțiși să-mi aduc pe lume nepoțicile. Ah, ce drăguț! Da. Cred că eu, nu știu, așa, o chestie, o relație specială, să zici, mama, eu te-am ajutat cu mama ta să te nască. Mi se pare foarte emoționant. Într-adevăr, poate că mulți vor spune că nu este chiar etic să participi atât de intens la momentul ăsta, că e vorba de familie, dar mi s-a părut cumva de neconceput ca nepoțicile mele să mă aibă pe mine mătușa obstetrician și să fie născute de altcineva. Într-adevăr, am avut ajutor la momentul nașterii, pentru că nu poți să previi chiar absolut tot și să-ți dai seama că, domne, n-o să mă apuce emoțiile sau nu, te năpădesc, n-are cum. Da, mie mi se pare oricum că meseria asta e oarecum, nu știu, foarte orientată spre feminin, pentru că femeile sunt cele care se duc la ginecolog, ele sunt abonatele tale, să zic așa. Și cumva nici nu cred că era mai potrivit să începem acest podcast, trebuie să vorbim despre sănătate feminină cu altcineva decât cu un medic care cu asta să se ocupe. Dar cred că, nu știu, fiecare zi te izbești de niște preconcepții, de niște idei care vin de la mame, de la bunici, de la persoane de la care, nu știu, te informezi, dar te informezi total dezinformat, de fapt. Da, asta este o luptă continuă a noastră, de o luptă cu informarea de pe internet și, bineînțeles, toate tagmele astea ale noastre bine înrădăcinate în concepțiile femeilor românce și lăsate din ai așa, un top sau trei chestii sau patru chestii sau două, I don't know, care vin așa recurent, niște idei din astea preconcepute? Bineînțeles. Ca și idei preconcepute, mă rog, cel puțin vis-a-vis de sarcină, este, bineînțeles, legat de alimentație. Ok. Că trebuie să mănânce mai mult. Da. Da. Pentru doi. Da, exact. Pentru că pentru doi. Da, ia și mănâncă ca să crească bebelușul. Bebelușul crește, indiferent de cât mănânci tu, pentru că greutatea este mai degrabă influențată genetic. Adică părinții unui copil care au avut la naștere 4 kg, 4 kg și jumătate, nu or să facă un copilaj de 2 kg și jumătate. Asta clar. Într-adevăr, alimentația influențează și ea evoluția sarcinii prin carențele pe care le putem avea de minerale, de vitamine. De aceea e important cumva în farfuria noastră să fie totul foarte diversificat atunci când mâncăm. Să fie practic hrănitor, cu adevărat. Da, hrănitor și, evident, să renunțăm la lucrurile care știm că nu ne fac bine. În primul rând, dulciurile, zahărul, asta clar. Mai ales dacă plecăm de la o greutate un pic peste medie atunci când rămânem însărcinate. Și încerc, într-adevăr, pe cât pot să le consiliez pe fiecare în parte să aibă grijă la dietă, totul să fie cât mai natural, să fie bine gătit, să avem, cum se spune, cât mai multe culori în farfurie și, evident, să încercăm să nu mai mâncăm atât de mult cartof, atât de multă pâine. Mai slab cu carbohidrații. Da, exact. Mai slab cu carbohidrații, într-adevăr. Pentru că organismul unei femei este atât de deștept încât, efectiv, o deturnează pe ea tocmai ca copilul să primească tot ce are nevoie. Da? De aceea, gravidele fac carențe de calciu, de fier, magneziu. Tocmai de aceea se întâmplă. Super. Preconcepțiile astea, cumva, mie mi se pare că ne țin deoparte de zona asta de prevenție.
Da. Adică fricile, poveștile. Da. Ajungem la ginecolog de foarte multe ori destul de târziu. Da. Adică știu personal femei despre care, nu știu, aș putea să spun că sunt niște femei educate, care ajung la ginecolog cu abia fără mână sărcinată. Da, așa este. Ajung la ginecolog fie că rămân însărcinate, când rămân însărcinate, fie atunci când au o problemă. Într-adevăr, este ideal să facem medicină de prevenție și să facem screening și să fim conștiente de corpul nostru și să fim conștiente de faptul că multe probleme de sănătate și mai ales ginecologice, și mă refer la cele grave, mă refer la cancer, la cancer de sân, de ovar, de toate localizările cancerilor femei, la asta mă refer, majoritatea sunt cu evoluție silențioasă și ajungi să-ți dai seama de lucrurile astea mult prea târziu. Și de aceea e important să mergem regulat, bineînțeles de, în funcție de vârstă, și la fel și când vrem să rămânem gravide, nu trebuie să mergem atunci când am făcut testul de sarcină și vedem că nu mai vine menstruația. Este bine cumva să te duci și înainte să-ți faci un set de analize preconcepționale și analize de sânge, de urină și de și cele ginecologice, pentru că mai ales din punct de vedere ginecologic pot fi niște infecții cu evoluție asimptomatică care sunt greu de tratat în sarcină, pentru că în sarcină imunitatea nu te mai ajută pentru că scade în mod natural. Și atunci, de exemplu, ureaplasma e o infecție destul de răspândită, ca să spun așa, adică în ultimii ani și noi, într-adevăr, facem analize mai frecvent vis-a-vis de infecția asta, dar se tratează foarte greu în sarcină. Și atunci e bine să mergi, să verifici că nu e nicio problemă, că e bine, nu e nicio infecție, nu e poate o malformație uterină care te împiedică să rămâi gravidă și atunci nu mai stai să te chinui un an, doi, trei, să rămâi gravidă când poți să afli de la început. Da, poți să afli de la început, te duci la un medic care te informează, îți propune un plan de conduită și atunci știi ce e de făcut. Da? Pentru că unele necesită și intervenții chirurgicale, poate minim invazive, dar ești conștient de ceea ce nu mai pierzi timpul, practic. Exact. E eficient din toate punctele de vedere. Dacă ar fi să recomanzi o rutină din asta standard pentru toate femeile care au grijă de ele, nu spune la ce vârstă au ajuns la ginecolog, poate au început să meargă de vreme, poate mai târziu, dar în fiecare an ce ar trebui să facem ca să fim ok, să știm că suntem ok? În primul rând vorbim aici de screeningul prin Papa Nicolau, screeningul de cancer de col uterin. Practic vârsta la care începem screeningul este de 21 de ani până la 75, după aceea cam ieșim din zona de screening. Și depinde foarte mult de vârsta pe care o are femeia, pentru că, într-adevăr, chiar dacă infecția HPV este mai frecventă la persoanele sub 30 de ani, imunitatea este foarte bună până în 30 de ani și atunci organismul tău singur luptă cu virusul și cele mai multe dintre femei epurează virusul. Și atunci, din punctul meu de vedere și, mă rog, și celelalte protocoale din vest după care noi ne ghidăm, spun că cumva până în 30 de ani sau poate chiar 35, screening-ul trebuie făcut la 2-3 ani de zile, asta în condițiile în care ai 3 rezultate negative. Așa, poți liniști să te duci la 3 ani. Ulterior, din punctul meu de vedere, ar trebui să mergi mai des, nu neapărat cât să-ți faci mai des Papa Nicolau, dar cât să intri într-un screening obișnuit, să ai o consultație, pentru că e posibil să ai probleme pe care tu nu le conștientizezi. Ecografic, la fel, este foarte important să se facă o ecografie la fiecare control, pentru că pot apărea probleme, fibrome polipiuterine, chisturi ovariene și atunci e important să știi ce se întâmplă cu corpul tău. Da. Bun, deci mergem la să le facem Papa Nicolau, o ecografie, probabil că analizele de bază secreție. Analizele, în primul rând, Papa Nicolau, dar asta în funcție de istoricul pe care îl ai până în momentul respectiv. Pot fi efectuate și analizele de boli cu transmitere sexuală.
gonoree, clamidie, micoplasma, ureaplasma și bineînțeles poți face și analizele de sânge, de hepatite, de sifilis, astea sunt tot HIV, bineînțeles, sunt tot boli cu transmitere sexuală. Dacă ai deschis subiectul HPV și Papa Nicolau, da. O chestie pe care eu personal nu am înțeles-o complet și cred că sunt multe persoane aflate în situația asta. Care e treaba cu vaccinul? Până la ce vârstă se poate face sau care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinești ca să-l poți face? Eu sunt mamă de două fetițe și cu siguranță mă gândesc că aș dori ca ele să facă acest vaccin pentru că am înțeles că rezultatele sunt fantastice, adică protecția este foarte mare. Da. Dar eu, de exemplu, mai pot face? La 33 de ani? La 33 de ani poți face. Poți face și la 33 de ani, poți face și la 45. Asta în funcție de... trebuie cumva să individualizăm recomandările. În ideea în care, de exemplu, să luăm cazul tău cert, la... ai o relație stabilă, nu ne gândim că ai partener sexual nocturn și nici nu va fi cazul. Înainte de a face vaccinul, din punctul meu de vedere, este foarte util să-ți faci un tipaj HPV, să știi exact dacă ai ceva tulpini și dacă da, care sunt acelea. Și, de exemplu, mai nou acum este un vaccin cu 9 valențe, adică te imunizezi față de 9 tulpini de HPV. Majoritatea destul de agresive. Da, bineînțeles, pentru că vaccinul HPV este făcut tocmai pentru tulpinile care cu risc probleme. Crescut de dezvoltarea cancerului de col uterin. Celelalte nu pun probleme. Sunt peste 100 de tipuri de tulpini de HPV. Destule. Exact. Și acum avem un vaccin, într-adevăr, cu 9 valențe. E util, într-adevăr, să-ți faci tipajul de HPV ca să vezi exact ce tulpini de HPV ai, dar oricum este aproape imposibil să le ai pe toate cele 9, cât să nu merite să-ți faci acest vaccin. Înțeles. Deci dacă ai HPV, ca vreau să fie foarte clar, ai HPV, ai poate câteva tulpini care sunt dangerous, poți să-ți faci vaccinul, nu? Da, poți să-ți faci vaccinul cel cu 9 valențe. Adică cel primul care a ieșit cu 2 valențe, 16-18, fiind tulpinile cele mai dese, atâta vreme cât le ai, n-are nicio logică să-ți faci vaccinul, da? Pentru că trebuie să știm că vaccinul se administrează profilactic, nu curativ. Exact. Da? Asta este important. Eficacitatea vaccinului este de 100%. Te protejează pentru 5 ani, cel puțin. Iar ca grupe de vârstă, La noi în țară se recomandă primul vaccin la 12 ani, pentru că vrem să să avem suficient timp pentru imunizare până când copilul va ajunge să aibă o viață sexuală. Da? Dar sunt țări unde se vaccinează și de la 9 ani. Se consideră că, practic, imunitatea este într-un apogeu la vârsta, între vârsta de 9 și 15 ani. Practic, în vaccinarea de rutină, vârsta de vaccin este între 9 și 25 de ani, dar, repet, nu înseamnă că peste 25 de ani nu poți să mai faci vaccinul. Da? Dar, cumva, e de cântărit. Dacă ai 35-40 de ani, ești căsătorită, relația este stabilă, poți să-ți faci tipajul de HPV, vezi exact care este statusul tău imun și atunci îți pui problema dacă mă vaccinez sau nu. Da? Mi se pare cumva interesant că nu mai vorbim despre să faci tipajul și vezi dacă ai HPV, ci să faci tipajul și vezi ce tulpini de HPV ai. Da, adică spunem de cele mai multe ori, eu nu am. Eu nu am X sau eu nu am Y. Nu știi că ai sau că nu ai până când nu îți faci acest tipaj. Exact. Și mai mult decât atât, din ce am citit și chiar văzut o glumă foarte funny într-un film, cu o tipă care vine și este foarte tristă. Hey, I have HPV, am HPV și toate celelalte prietene zic, who doesn't? Fix așa, who doesn't? Este foarte răspândită infecția. Până la 90% din populație este infectată cu virusul HPV. Este foarte răspândită. Într-adevăr, față de prima infecție, cancerul de col uterin se dezvoltă cam în 12-13 ani. Simptomatologia unui cancer de col uterin la început
este minimă, da? Poate ai o scurgere mult mai fluidă, pe care poate nici nu observi, mai apoasă, sau mici sângerări la contact pe care unele persoane le consideră normale, da? Poate o sângerare la ovulație și nu fac griji că n-am avut în familie cazuri. Da, da, da. Am intrat într-o altă întrebare pe care o aveam notat aici și o să ajung la ea, că e foarte, a mers foarte natural discuția. Ce simptome sau ce chestii aparent harmless, să le zic așa, trebuie să ne îngrijoreze pe noi ca femei? Nu știu. Poate să fie fix chestia asta pe care mi-ai spus-o tu, da. O secreție diferită. Nici sângerări la contact sexual. Poate o durere de sân, nu știu. Care sunt chestiile care nu par că sunt harmless, dar de fapt pot să indice niște lucruri? Exact. O să încep cumva să descriu un pic normalitatea, pentru că femeia trebuie să fie cumva conștientă de corpul ei. Evident că schimbările hormonale vin de la o lună la alta. Este foarte important să știm tipologia ciclului menstrual pe care noi o avem. Pentru că unele menstruații pot veni la intervale mai scurte, mai lungi, dar cumva normalitatea este între 24 și 35 de zile. E bine, într-adevăr, să ni le notăm, pentru că așa vom conștientiza mai mult ce ni se întâmplă. De exemplu, vis-a-vis de secreția vaginală pe care o avem, este normal să avem o secreție vaginală, pentru că multe femei spun că vin care secreție. Da, e normal să ai secreție. Și e normal să știi exact care sunt schimbările prin care treci. Adică, de exemplu, după menstruație, secreția vaginală este albicioasă, dar un pic mai fluidă. Apoi devine gelatinoasă sau ca un albuș de ou în perioada fertilă. Se simte modificarea asta cam cu 3-4 zile înainte de ovulație. După care ea devine mai groasă, mai omogenă. Secreția vaginală, cam asta este cea normală. E normal să poteze kilotul cam, nu știu, ca o monedă de 50 de bani, cam așa. Dar trebuie să ne alertăm atunci când apar modificări legat de miros. Ea are, într-adevăr, un miros ușor înțepător, dar nu deranjant, atâta vreme cât are un miros acela de pește, pe care toată lumea a auzit despre el, cel puțin, atâta vreme cât culoarea e albicioasă, nu e gălbuie, verzuie, consistența trebuie să fie omogenă. Atunci când are un aspect de brânză făgăraș, da, cu flocoane, atunci da, poate fi o infecție, adică este o infecție. Și, bineînțeles, trebuie să nu ne deranjeze niciun fel. Să nu ne mănânce, jos avem pruris, să nu ne usture, da? Inclusiv putem avea usturimi la micțiune atunci când mergem la toaletă și din cauza unei infecții vaginale. Nu trebuie neapărat să fie o cistită. Da, exact. Da, legat de sân, aici, într-adevăr, cam cu o săptămână înainte de a veni menstruația, putem avea dureri de sân, putem să-i simțim mai măriți, mai congestionați și la fel vascularizația sânului să se vadă mai bine pe piele, dar cumva este normal atunci când ne dor amândoi și asta înainte să vină menstruația. Dacă avem înțepături într-un sân, fie că este mai în zona de axilă, mai spre sub braț, în orice localizare a sânului și nu am avut un traumatism local să ne fi lovit în vreun fel și spontan pur și simplu apare o durere, o presiune, o înțepătură, atunci poate fi o problemă și atunci trebuie să mergem la un control. Tot legat de sân, apropo de examinarea de rutină despre care am vorbit mai devreme, e foarte bine femeile după 40 de ani se meargă să-și facă un screening-ul pentru cancer mamar. Screening-ul pentru cancer mamar constă într-o mamografie. Mamografia este o radiografie a sânului. Într-adevăr, multe femei sunt speriate. Da, asta era una dintre întrebări. Care e treaba? Când facem ecografie? Când facem mamografie? Da. Pentru că e ușor scary. E ușor scary. Este într-adevăr scary și mamografia clasică, cele două planuri, este dureroasă. Sânul este comprimat, este neplăcut, este dureros, foarte. Tocmai de aceea și disponibilitatea pacientelor este scăzută pentru astfel de procedură.
În schimb, este, există mai nou o altă procedură, mai, mult mai puțin dureroasă, mamografia cu tomosinteză și imaginile obținute, chiar dacă este, e tot o radiografie, nu înseamnă că ne iradiem mai mult, din contră este fix aceeași doză, dar imaginile sunt mult mai bune, mult mai fidele, da? Mult mai accurate, sensibilitatea, specificitatea vis-a-vis de leziunile canceroase este mult mai mare față de cea clasică. Și o facem la o dată la 2 ani, atâta vreme cât nu găsim leziuni. Practic, ecografia și mamografia nu se substituie una pe cealaltă, pentru că sunt modificări care se pot vedea la mamografie și la ecografie nu. Și invers, și se pot rata. Într-adevăr, e foarte important vis-a-vis de cancerul de sân că o dăm din una în alta. Da, dar e foarte natural și așa vrem să fie până la urmă. Așa. E foarte important istoricul, istoricul familial al pacientului. Pentru că dacă are o mamă sau o soră cu antecedente de cancer de sân, atunci probabilitatea e mai mare. Exact, probabilitatea este mai mare pentru că sunt descoperite niște gene, BRCA1 și 2, care practic ele transmit genetic mai departe ca acest cancer de sân. Pardon. Ce putem face noi? Bineînțeles, putem să ne și testăm, să vedem dacă avem genele astea. Nice. Da, pentru că atunci... Exact cum a făcut Angelina Jolie. Da, asta vreau să era următoarea mea întrebare. Da. Foarte... Mastectomia bilaterală. Exact. Asta pentru că s-a testat și avea genele, avea genele respective, da. Și nu a avut săriște absolut nimic. Nu spun neapărat că asta ar trebui să facă toate femeile, dar măcar ești mai conștientă de așa. Ce ți se poate plus că întâmpla. E o operație destul de invazivă și da, trebuie combinată cu o zonă de chirurgie estetică, da. Apoi, pentru că ce a făcut Angelina Jolie a fost un 2-in-1, adică da. Da. A intrat da. Cu sân în operație și a ieșit tot cu sân. Da. Da, da, deci da. Nu... Așa este. Plus că necesită probabil și o investiție destul de mare, pentru că nu poți bineînțeles, să o faci pur și simplu. Bineînțeles, da, da, bineînțeles, plus că aceste teste genetice nu sunt decontate de casa de asigurare, ajunge pe undeva pe la 2000-2500 de lei, cam așa. Și dar atunci, da, 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 exact. Screening-ul se face odată la 2 ani. Dacă într-adevăr se descoperă leziuni suspecte, atunci se completează examenul mamografic și cu o ecografie și văzând și făcând din punctul respectiv. Dar, într-adevăr, unele femei care sunt mai, mai docile din punctul ăsta de vedere, între cele două mamografii la 2 ani, fac o ecografie. Da, super. Exact. Dar, de principiu, dacă ai 30 de ani și n-ai niciun fel de antecedent, niciun fel de problemă, nu este cazul să te duci nici la o ecografie de sân și nici la mamografie. Am înțeles. Dar, uite, o întrebare, cred că, pe care mămicile de fete o au așa tot timpul, in the back of their mind. Când începem să ducem copilul la ginecolog? Eu, de exemplu, am ajuns la ginecolog destul de târziu, azi zice, în viața mea de om adult. Și atunci când am avut o problemă, bineînțeles. Da. Dar asta pentru că am locuit la țară, nu am avut tot timpul, n-am avut această educație și această informație, da. La fel de mult cum au copiii din ziua de astăzi. Chiar dacă părinții noștri au încercat să ne ofere tot ce mai bun pentru noi la momentul respectiv, cumva la zona asta de doctor mi-a fost tot timpul teamă, am avut așa o frică, pe care mi-am depășit-o ulterior. Dar eu am o fetiță de 9 ani și una de 3 ani și în curând vor începe... Deja au început schimbările hormonale, adică da. Normale, dar va trebui să mergem și la ginecolog. De la ce vârstă începem când să mergem? Când mergem. Exact. Păi, de principiu, fetițele, mă rog, adolescente sau în preadolescență, în primul moment, din punctul meu de vedere, atunci când vor veni, dacă nu este nicio problemă, vor veni după ce își vor începe viața sexuală. Bineînțeles că se pot adresa medicului ginecolog și înainte de momentul ăsta, asta legat de menstruație. Dacă sângerările la menstruație sunt mai lungi de o săptămână, dacă vin mai des sau din contră vin mai rar sau poate chiar nu vin deloc până la 16 ani, deja de exemplu dacă copilul are 16 ani și nu i-a venit menstruație niciodată, atunci ne punem un semn de întrebare și atunci mergem la ginecolog. Iarăși, mai există un caz, că acum mi-am uitat, îmi dau seama, există și cazuri de imperforație himenală și atunci fetițele
au menstruație, dar nu se exteriorizează absolut nimic, pentru că vaginul este închis. Ok. Și atunci ele sângerează în vagin și ar trebui să fim atente cumva dacă copilul spune că îl doare burta. Mm-hmm. Și cumva dacă observăm lucrul ăsta că se întâmplă ciclic, odată pe lună, atunci că o doare burtica, atunci da, e posibil să fie problema asta. Este un caz rar, evident, se întâmplă foarte rar să avem cazuri de genul ăsta, dar... Da, e bine să fim în temă, da, ca să zic da, așa. Da, da, da. Bun, mergem cu fetițe, ce viața sexuală, zine cu metodele contraceptive. Am zis să pun această întrebare pe listă, deși poate pare așa o chestie destul de basic, dar pe un grup foarte simpatic de gagici pe care sunt eu pe WhatsApp, am avut o discuție foarte amuzantă legată de copiii care au fost concepuți în afara perioadei, teoretic, perioadei fertile. Da, da. Și de la o simplă glumă, foarte multe gagici au postat acolo că și copilul meu a fost cu 20 înainte de menstruație și copilul meu... Da. Deja e clar că această metodă a calendarului nu este deloc safe, să zicem așa, dar care e tendința acum? Către ce soluții are femeile? Vis-a-vis de contracepție. Păi, de principiu, cel mai ușor și mai la îndemână pentru ele sunt contraceptivele orale. Mai nou există acum și un sterilet care se poate monta la femeile care nu au născut, care este așa un dispozitiv intrauterin cu eliberare de progesteron, dar valabilitatea este de 3 ani de zile. Ok, deci mai scurt, mai scurt decât cel pentru femei care au născut, care are 5 ani. Dar, într-adevăr, calendarul nu este o metodă de contracepție, la fel și cum nu este nici coitus interruptus. Asta pentru că nu toate femeile au aceeași menstruație. Da? De asta spuneam la început că trebuie să fim conștiente și să ne notăm zilele. Mai ales că acum sunt atât de multe aplicații care pot să facă asta foarte și multe, foarte ușor. Exact. Și, la fel, unele persoane nu au în fiecare lună aceeași menstruație. O să vedem că sunt mici decalări, plus minus 3-4 zile, poate chiar și o săptămână la un moment dat. Asta se întâmplă pentru că există cicluri anovulatorii, adică să nu ovulăm pe menstruația respectivă și atunci asta se întâmplă oricum odată ce înaintezi în vârstă. Okay. Da. Am simțit așa ca un warning. Pentru toate gagicile, da. Așa. Într-adevăr, fazele ciclului menstrual sunt trei. Este faza foliculară, ovulația și faza secretorie. Faza stabilă a ciclului menstrual este cea secretorie de 2 săptămâni. Da? Unele femei ovulează fiind, nu știu, având menstruație la 26 de zile, de exemplu, ovulez mai devreme, evident, față de una care are menstruație la 30, 32 sau plus. Și atunci, de aceea, nici calendarul, nici coitus interruptus nu funcționează. Plus că, într-adevăr, la coitus interruptus se mai pot elimina spermatozoizi și în fluidul pe care îl descarcă intermitent în timpul contactului. Și atunci, nu e chiar safe. Pentru că și chiar dacă sunt puțini spermatozoizi, pot fi de o calitate foarte bună. Tu, ca femeie, poți să ai o ovulație cu un ovocit de calitate bună și atunci se întâmplă. Da? Then you have a surprise. Da, da. Și după aceea stai și te gândești ce fac. Ca și metodă de contracepție de urgență, evident, este pastila de a doua zi, care de cele mai multe ori dă niște sângerări anormale. Da. Da? Și nu este, exact, și nu este sigur, adică sunt multe femei care rămân și cu pilula de a doua zi. Și bine, ca altă variantă de contracepție de urgență este montarea unui sterilet de urgență. Ok, ca dar, sarcina să se poată fixa practic. Exact, nu? Da. Să nu aibă unde locul să fie deja ocupat de sterilet. Că tot suntem la capitolul contracepție, știu că foarte multe femei au o preconcepție legată de contraceptivele orale. Pentru că în trecut aveau doze foarte mari de diverse substanțe care nu ne făceau bine, dar am înțeles că au evoluat și că în momentul de față vorbim despre pastile care sunt chiar foarte ok. Au doze foarte mici de hormoni,
Și atunci efectele secundare sunt mult mai mici față de cele de acum 10-20 de ani pe care na, le știm. Dar, într-adevăr, și alegerea acestor contraceptive trebuie să țină cont de mai multe lucruri. Uh-huh. Trebuie să țină cont de istoricul personal al pacientei și al familiei, bineînțeles, pentru că știm că aceste contraceptive cresc foarte mult riscul de tromboză. Mm-hmm. Și atunci dacă pacienta are ambii părinți, de exemplu, cu infarct miocardic în antecedente, atunci clar o să vreau să investighez mai mult până când să-i spun că e ok să iei contraceptive. La fel, dacă ea este fumătoare, la fel contează foarte mult și greutatea ei pe care o are și, bineînțeles, și ovulația. Dacă mă refer neapărat la ovulație, mă refer la ovare în sine. Mm-hmm. Dacă ovarele sunt normale sau sunt au un aspect polichistic, menstruațiile sunt neregulate. La fel, e foarte important și fluxul pe care l-au ele la menstruație, tot în alegerea acestor contraceptive, pentru că sunt unele care scad la fel foarte mult fluxul la menstruație. Și ajută pe mai multe probleme, practic. Bineînțeles, bineînțeles. La ce nu te ajută, într-adevăr, este la transmiterea bolilor cu contact la contactul sexual. Și la fel, ele în sine este dovedit faptul că favorizează infecțiile candidozice. Dar nu este ceva peste care nu putem trece, pentru că putem trata foarte ușor. Majoritatea femeilor fac cel puțin o dată, dacă nu toate femeile fac cel puțin o dată infecție cu candida în viață și atunci... Păi și de antibiotice poți să faci, adică e destul de common. Vorbim despre contracepție, dar un alt subiect, să zic așa, foarte, foarte prezent în viața femeilor și nu numai, de fapt a cuplurilor și inclusiv în zona de persoane pe care noi le cunoaștem sau prieteni apropiați, este zona de infertilitate. Se confruntă cu această problemă din ce în ce mai devreme. Și avem cupluri, prietene care sunt căsătoriți și zic, măi, vreau să fac un copil și încearcă deja de un an, doi, trei, patru și descoperă că au aceste probleme de infertilitate. Când sau cum ne panicăm? Sau ce ar trebui să facem? Infertilitatea, într-adevăr, este o problemă foarte mare a zilelor noastre și trebuie să fim conștienți că este o problemă de sănătate de cuplu. Pentru că una din 4-5 cupluri sunt infertile și nu pot concepe spontan un copil. Și nu, spontan nu ne referim aici doar, de fapt nu mă refer la manevre de fertilizare in vitro, pentru că sunt și, de exemplu, mai este și inseminarea artificială, care tot metodă de reproducere umană asistată este. Practic ne îngrijorăm. Ne punem un semn de întrebare, în primul rând legat de vârstă. Legat de vârsta mamei, pentru că aici practic este problema, pentru că femeile se nasc cu ovocitele moștenite din viața intrauterină și evident că aceste celule sunt expuse influenței stilului de viață, a factorilor externi, alimentație, stres și atunci evident că ADN-ul ăla cât stă acolo, jumătate de ADN, dar este jumătatea cea mai importantă, evident că este foarte, foarte expus la schimbări și mutații. Asta înseamnă schimbări la nivelul ADN-ului, așa le numim. Și este vorba aici de vârsta mamei, atâta vreme cât avem până în 35 de ani și știm că nu avem vreo problemă majoră de sănătate. Boli autoimune sau boli metabolice, putem încerca un an de zile și apoi să ne adresăm medicului specializat pe infertilitate. Deci nu mergem la un ginecolog obișnuit, dar într-adevăr și ginecologul care nu este supra-specializat pe așa ceva știe ce analize să-ți dea și știe să spună primii pași pe care i-ai de făcut, dar este bine să ne adresăm de fiecare dată unui medic supra-specializat pe fertilitate. Și asta am zis de 35 de ani, peste 35 de ani ar trebui să încercăm 6 luni. Da? Deci cumva scurtăm perioada, dar oricum este bine ca înainte să ne propunem să mergem la un consult ginecologic preconcepțional, să facem analizele de rutină, cele de sânge, de urină, boli cu transmitere sexuală,
Și, bineînțeles, Papa Nicolau, secreția vaginală, să fim siguri că nu este vreo infecție, tocmai că trebuie tratată înainte, da? Pentru că și ele, infecțiile în sine, scad fertilitatea prin, mă rog, diverse mecanisme. Ar trebui și bărbații să meargă, nu? Bineînțeles. Bineînțeles, practic, primul pas în investigarea unui caz de infertilitate este să punem să își facă o spermogramă și o spermocultură. Asta pentru că bărbatul nu trebuie să facă prea multe analize, da? Da. Așa, pentru că totul e foarte simplu. Ori e, ori nu e. Da, da? Exact. Și atunci e foarte simplu. Într-adevăr, la femei sunt multe de investigat. Investigăm ovulația, investigăm mediul uterin, adică cavitatea dacă are o formă normală, sau e vorba de vreo malformație congenitală, trebuie să verificăm permeabilitatea trompelor, da? Sunt mult mai multe. Și atunci de aia, din prima, îl punem pe el să-și facă analizele astea. Ca să că e totul bine. Exact, da, da. Dar în multe cazuri nu se identifică nicio problemă la niciunul dintre parteneri și tot au nevoie de o manevră de reproducere umană asistată. Cred că cumva este și rezultatul stilului de viață pe care îl avem cu toții, pentru că suntem din ce în ce mai stresați, mai ocupați, mai agitați. Da. Și atunci auzim inclusiv povești despre am început un copil în vacanță după ce am încercat 5 ani sau 7 ani și n-aveam nimic, dar uite că a apărut bebelușul. Da. Și mai fain este că aflu de persoane care reușesc să conceapă la peste 40 de ani. Da. Tot așa, n-am reușit și uite, brusc a apărut un bebe. Și bucuria este enormă, chiar și la astfel de vârste. E foarte important să fii relaxat și femeia. Să nu zică, acum rămân gravidă. Păi o presiune inutilă, ca să zic așa, pe tine și e complicat. E o căutare, nu se întâmplă luna asta, ai o altă șansă luna viitoare. Într-adevăr, este bine să nu amânăm foarte mult și femeile româncele în ziua de astăzi amână, într-adevăr, conceperea unui copil, tocmai pentru că își dorește o carieră și... Zici să ai totul pregătit. Da, să-i oferi copilului toate condițiile. Exact. Copilul crește la fel și într-un apartament cu chirie. Și într-o casă cumpărată. Și într-o vilă. Și la apartament și la casă. Și în garsonieră. Exact. Da, și atunci, cel mai important lucru pe care trebuie să-l oferim e dragostea. Părintească. Corect. Ultima întrebare din seria de întrebări pregătite, să zic așa cumva, este legată de tot așa de sarcinile la vârste de peste 40 de ani, să zicem, că tot așa din cât te știu eu, era o panică, așa un ceas biologic care zice că îți bate la 35, 38, 39. Dar acum am cunoscut persoane care au născut aproape inclusiv de 50 de ani și care nu au avut absolut nicio problemă cu chestia asta. Da, așa este. Poți rămâne și natural gravidă la peste 40 de ani, dar aici se pune problema fixa ce am discutat și mai devreme. Pentru că riscul unui copil cu anomalii genetice este mult mai mare după vârsta de 38-40 de ani, cam așa. Și, practic, despre asta este vorba. Într-adevăr, nu spune nimeni că dacă rămâi gravidă la 40 de ani, nu o să poți duce o sarcină până la capăt. Că e o panică, cumva, știi, legată de vârstă. Vai, a rămas, o să fie greu, o să fie... Da. Poate să fie ușor și poate să fie very nice. Da, bineînțeles. Poate fi o sarcină absolut normală, nici măcar cu o disgravidie, adică prețurile acelea din primul trimestru. Dar, într-adevăr, este vorba de vârsta organismului matern, pentru că o vârstă mai înaintată își spune totuși cuvântul. Și probabil că intervine și stilul de viață, pentru că dacă ai fost toată viața healthy și ai făcut sport și așa, ți-e mai ușor. Da. Dacă ești o persoană supraponderală care a mâncat KFC și Mac, probabil toată viața ta o să fie un pic mai... Poate să fie un pic mai dificil. Poate să fie un pic mai dificil, într-adevăr, iar riscul apariției unor boli asociate sarcinii este mai mare la femeile care au peste 40 de ani. Da, probabil că asta o să o discutăm mai pe larg într-un alt episod. Exact. Am vrut să deschidem aceste subiecte pentru că ele sunt foarte des legate de misconceptions, adică povești sau chestii pe care am auzit de la persoane și pe care poate le discutăm mai puțin cu medicul nostru, dacă îl avem, pentru că
din nou ți-am spus, sunt mulțumesc persoane care la anumită vârstă n-au ajuns încă la ginecolog. Dar mi se pare că concluzia discuției de astăzi este că trebuie să avem grijă de noi oricând. Da, bineînțeles. Și așa cum Antonia mi-a făcut, prietena mea Antonia mi-a făcut părul și make-up-ul astăzi și vreau să-i mulțumesc pe această cale. Eu găsiți la Inspire Studio în Pipera, este very nice. Antonia Nedelescu o cheamă. Așa cum ea astăzi mi-a făcut acest make-up foarte drăguț și a avut grijă de mine, cred că și noi, fiecare dintre noi, trebuie să avem grijă de noi every single day. Și asta începe cu alimentația și continuă cu prevenția și tratament și toate cele. Da. Plus că e bine în viața să te pui pe primul loc. Exact. Da, asta este un super mesaj. E greu de învățat de cele mai multe ori, pentru că probabil că cel mai greu lucru este să ne iubim pe noi. Da, și noi femeile suntem parcă născute să facem compromisuri. Exact. Și unele nu ajungem să realizăm lucrul ăsta foarte târziu, dar e important să știm că noi suntem cele mai importante în viața noastră și trebuie tu să fii sănătoasă ca să poți avea grijă de copilul familie, tău, de familie și, bineînțeles, de carieră, pentru că putem să le avem pe toate. Corect. Dacă știm cum să le gestionăm. Să le jonglăm și să fim sănătoase, în primul și în primul rând. Exact. Îți mulțumesc, Laura. Drag. Mă bucur că am fost alături de voi. Dacă vreți să intrați în legătură cu Laura, o găsiți pe site-ul ei și te rog să spui aici în ce clinici ești și cum te găsesc oamenii. Sunt, într-adevăr, în mai multe locații. Mă găsiți, cred că, cu cele mai multe informații pe ginecologie-obstetrică.ro. Așa, acolo. Super. Este, vedeți că este foarte, foarte open și puteți să contactați oricând, inclusiv pentru voi și pentru că știu că ne ascultă o grămadă de mămici, pentru fetițele noastre, at some point. Da. Și probabil că în curând o să-mi fac și acel Facebook oficial. Da, tot zic că ar trebui să ai un Facebook oficial de dar medic. E greu cu timpul. Da. Da. Ca să fie mai ușor să ajungă lumea la tine. Da. Îți mulțumesc, Laura, și abia aștept să ne revedem, să vorbim despre alte subiecte. În cazul în care aveți, puteți să ne trimiteți și cu siguranță ne ajungem.